Scena de groază s-a desfășurat la Pădureni, un sat situat la numai câțiva kilometri de Timișoara. Rudele fetiței sunt extrem de revoltate pe proprietara câinilor. Oamenii se întreabă cum a putut stăpâna să uite poarta deschisă. De altfel, pe aceeași poartă este afișat un avertisment cât se poate de serios. În momentul în care a fost atacată, familia mergea în vizită la niște vecini. Câinii au doborât-o la pământ pe mama fetiței, care a leșinat de spaimă și l-au mușcat pe tată de mână. Copila a fost cel mai grav rănită, ea fiind atacată de mai multe ori. Micuța a suferit răni grave la piciorul drept, așa că a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au băgat-o direct în sala de operație. Piciorul, tot piciorul, nu știu dacă mai poate să calce și niște cu piciorul. Două săptămâni, da, se lupte, ainele sunt acasă, le-am dat aseară. Am tăiat cu forfica, când am tăiat ciorapul cu tătul, o mușcat pantalonul, l-o rupt. E rupt, e scoasă carne din pulpă, e scoasă. Dar am fost informat de neamurile noastre de la Pădureni că a fost mușcată o nepoată de-a noastră de 3 ani, de 2 câini Rottweiler mari. Au mers în vizită la neamurile noastre și de acolo a văzut câinii pe stradă. N-au știut că e mușcă, nu s-au ferit, câinii au sărit și au mușcat. Martorii au fost de-a dreptul șocați când au văzut câinii năpustindu-se asupra celor trei. Din disperare, oamenii n-au știut pe ce să pună mâna mai întâi pentru a scăpa victimele din colții fiarelor. Polițiștii au început o anchetă și urmează să verifice în ce condiții își ține proprietara câinii cunoscuți ca fiind foarte agresivi. Părinții fetiței sunt hotărâți să dea proprietara în judecată. În urma celor întâmplate, stăpâna câinilor nu a putut fi găsită. Ea riscă între 6 luni și 5 ani de închisoare pentru faptul că nu și-a supravegheat animalele de companie.